Bună seara și bine v-am găsit la noua ediție Fapte în Balanță. Astăzi dedicăm seara zilei de miercuri politicii. Avem alături de mine în studio doi oameni politici care demonstrează că politica nu are nici vârstă și nici gen. Este vorba despre un tânăr de stânga, politician de stânga, Florin Oros, și un politician experimentat, domnul Mircea Brudan, președintele Forța Civică Sălaj. Iar în partea a doua a emisiunii avem un invitat special, nimeni alta decât Elena Udrea, pe care o cunoaște toată lumea. Bine ați venit la noi! Bună seara! Mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Mă bucur că suntem din nou împreună și abia aștept să mai veni. Domnule Brudan, bine ați venit la noi, este pentru prima dată când veniți. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și nu vreau să scap prilejul să subliniez faptul că admir tot ceea ce înseamnă Regio TV. Pentru prima oară v-am văzut la activitatea care ați avut-o la Zilele Zalăului. Am apreciat spiritul de echipă, am apreciat atitudinea echipei. Atitudinea echipei mi-a amintit un discursul lui Steve Jobs de la Apple. Stanford, de la Universitatea Stanford, care zicea stay hungry, stay foolish, și am simțit acea nuanță. Într-un cuvânt, felicitări, Regio TV. Mulțumim foarte mult! Dacă noi am început de foarte puțină vreme în acest domeniu, ca și televiziune, avem și totuși câțiva ani de experiență în spate. La fel și dumneavoastră aveți în spate o experiență politică destul de însemnată. Acum însă veniți cu o formațiune politică nouă, Forța Civică. Ce este Forța Civică? Forța Civică este viitorul. Deci asta e opinia mea și credința mea de bază. Dar acum, vorbind despre doctrină, Forța Civică reprezintă o sumă, zic eu, îmbinarea cea mai fericită a trei doctrine. Liberalism, conservatorism și creștin-democrația. Ulterior, o să dezvolt ideea asta între liberalism și democrație. Și acum, această doctrină a Partidului Forța Civică scoate în evidență și are anumite valori la bază. De exemplu, demnitatea umană, economia la scară umană. Noi promovăm un stat limitat și puternic, piața liberă. Conceptele de bază ale liberalismului, care sunt cele patru concepte de bază, libertatea individuală, proprietatea privată, responsabilitatea individuală și egalitatea în fața legii. Este, până la urmă, sunt principii care țin de partea dreaptă a spectrului politic. Bineînțeles, deci noi suntem un partid care reprezintă partid de centru-dreapta. Și în acest context trebuie să subliniem meritul domnului președinte Mihai Răzvan Ungureanu, care încearcă o coagulare a forțelor de centru-dreapta, ca și o expresie a acestei doctrine este realizarea alianței, da, am spus realizarea. Deci ea este înfăptuită din 16 martie. Deci este primul pas, primul efect al crezului nostru politic, realizarea alianței, da. Și Partidul Forța Civică este un partid deschis oricui care împărtășește viziunea noastră politică. Este un partid nou, format în jurul personalității politice Mihai Răzvan Ungureanu, cel care a fost premier al României pentru aproape 4 luni, dacă îmi aduc eu bine aminte, și a reprezentat o coaliție de guvernare formată din PDL, UDMR.
Este capabil Mihai Răzvan Ungureanu să devină, cum să spun, o personalitate suficient de puternică din punct de vedere politic ca să coaguleze dreapta? Cu siguranță da. Deci în momentul în care primul punct este realizarea alianței, da. Discuțiile sunt și cu IRL. Deci, din punctul meu de vedere, în spectrul politic românesc se mișcă tumultos la ora actuală. Și de aici se va crea, până la urmă, o forță de dreapta, centru-dreapta. Da. Florine, partea stângă a spectrului politic este destul de stabilă. Avem acolo un partid mare, tradițional, deja de după Revoluție s-a creat, sub diverse forme. Nu prea mai este loc de partide de stânga, sau dacă este, nu prea au impact. Pe partea dreaptă, mișcarea este mult mai vizibilă și mult mai, cum să spun, sunt mult mai multe partide politice de dreapta, care reușesc sau nu reușesc să se coaguleze? Da, până la urmă, stânga este ceva mai unită, se pare, decât dreapta. Au fost, țin minte, în anii 90, cred că au fost vreo 5 partide de stânga. Partidul Muncitoresc Român, Partidul PDSR-ul, PSD-ul, PSDS-ul, PSM-ul, care s-au și reunit la un moment în 2000... Chiar a fost și Partidul Comunist Român, dacă da, mi-amintesc eu bine. Este și acum Partidul Comunist Român, fostul Partidul... Socialist. Alianța Socialistă, PASU. Da. Din păcate, reprezentare foarte mică, nu au o activitate, n-au nici membri, n-au... Mă rog, problema dânșilor. În 2000 s-a reușit reuniunea tuturor partidelor de stânga într-un singur partid. În 2000, sub conducerea domnului Adrian Năstase. A mai apărut între timp, acum vreo 2 ani de zile, un MPR-ul. Înainte de alegerile parlamentare s-a făcut o alianță cu PSD-ul. Și suntem stabili. Mult mai stabili decât dreapta. Aici nu sunt de acord. Deci pornind de la... hai să-l cităm un pic pe Clemenceau. Clemenceau a fost liderul politicii statului francez în primul război mondial. Și Clemenceau zicea așa: până la 30 de ani, dacă nu ești de stânga, n-ai inimă. Dar zice, după 30 de ani trebuie să reflectezi. Îl înțeleg. Și acum, dacă îi să vorbim despre forța partidelor de stânga, mie mi se pare acum că e o hiperbolizare, pentru că, nu știu cum să vă spun, USL înseamnă stânga? Nu, în cazul acesta era vorba de PSD. Deci strict PSD-ul, da? Da. Atunci înseamnă că despre PSD, într-adevăr și eu cred că este partidul de stânga cel mai vizibil și bine ancorat pe palierul lor politic. Și acum, tocmai din cauza asta, forțele de dreapta trebuie să ajungă să la negocieri, la orice înseamnă, dar să demonstrăm și noi în sfârșit că avem o datorie față de acest popor, față de electoratul de dreapta. Pentru că nu pot să cred că în România nu există electoratul de dreapta, dar care stă undeva și așteaptă ceva viabil. Soluții, practic. Soluții, da, soluții viabile care... Ce soluție aduce Forța Civică? Tocmai asta vreau să zic. Deci Forța Civică este partidul care este partidul soluțiilor. În stânga prezintă situația actuală și în dreapta soluția. Am adus aici Forța Civică, program, mediul de afaceri, micro-întreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să înțelegem că ăsta este motorul care va reporni și va stabiliza națiunea română. Uitați, aici avem
preambulul, situația actuală și cadrul legislativ actual și propunerile Partidului Forța Civică pentru mediul și afaceri. Da, cei din mediul de afaceri și mai ales reprezentanții întreprinderilor IMM-urilor se plâng încă că nu sunt ajutate de către guverne, indiferent de ce guverne este vorba, să se întărească pe felia lor. Păi nu sunt. Ce propuneți pentru aici eu... acest domeniu? Sau da. Cel puțin din proiectul dumneavoastră pe care l-ați adus aici? Da. Asta, până la urmă, cea mai mare diferență dintre stânga și dreapta. Stânga dorește un stat cât mai puternic, care să se implice direct în economie și în, să ajute IMM-urile să se dezvolte. Orice, orice IMM, orice patron are nevoie de ajutor. Nu-l poți lăsa singur de capul lui să se descurce. Nu, trebuie măsuri economice, cadru legal creat pentru Vă spun deci, vă spun deci, a se dezvolta aici, aici e ideea. Hai să ajungem la un numitor comun. Da. Să luăm liberalism și democrație și după aia studiem socialism și democrație. Ok. Ok? Bun. Aristotel spune că democrația este sistemul în care fiecare face ce vrea. S-ar putea că la noi să fie cam așa, nuanțat, dar... Să fie o democrație aristotelică. Nu, să terminăm, să nu... Da. Pormă, Bergson spune, democrația este singurul sistem compatibil cu demnitatea și libertatea umană, dar are un viciu. Nu are niciun criteriu de stabilire și selecție a valorilor de conducere. Bun, aici intervine liberalismul. Respectul față de alegerea individului. Este imposibil ca toți, o comunitate, să aibă aceeași idei. Ce facem cu ăla care nu-i de acord cu ideea noastră? Ajungem la marxist-leninist, care cine nu-i cu noi împotriva noastră? În viața de zi cu zi, astăzi, se întâmplă acest lucru. Bun, continuăm. Deci aici, liberalismul promovează îngăduința și toleranța față de convingerile individuale. Deci trebuie să respectăm oamenii, nu să-i ajutăm. Trec la o interpelare în Parlament. În Parlamentul României, marele profesor Iorga zice, ce să învăț eu de la un inginer? Brăteanu îi răspunde, măsura, domnule profesor. Măsura? Măsura, domnule profesor, măsura. Măsura, pentru că politicienilor de obicei le lipsește măsura. Deci asta e o problemă a statului român. Nu trebuie să ne ferim. Și aici, uite, liberalismul este... Hai să facem o analogie cu, că e vorba de, cu CFR-ul, că acum e la modă CFR Marfa. Liberalismul este un tren care te duce la destinație. Este dreptul tău să alegi când, unde vreau să merg și pe cine iau cu mine. În schimb, alții te urcă cu forța în tren, te bagă la bagaje, fără să știu ne te vor da jos sau dacă te vei mai întoarce. Partidele extremiste. Bun, alții. Și acum să coborâm un pic în realitate. Deci democrația e ceva frumos care ne dă voie să ne exprimăm doctrina. Deci socialismul vrea ceva planificat și ceva, de exemplu, cum se întâmplă acum, să ne vină la noi investitori strategici care să creeze, să zicem, locuri de muncă, trebuie să vină femei care să ne dea nu știu ce. Ori, în schimb, liberalismul propune ca fiecare privat. Unde-i în sălaj, de exemplu... Pătura de mijloc. Da, unde de exemplu, firme de construcție autohtone? Unde-i SRL-urile din sălaj? Unde-i? Vedeți că deja, datorită sistemului politic, în sălaj, nu numai în sălaj, nu mai vrea nimeni să fie investitor. De ce? Pentru că nu există cadru legal creat pe niște baze liberale ca să lași pe ăla să-i creezi cadru legal să poată să-și desfășoare o activitate economică. Asta e problema României. Nu trebuie să așteptăm să vină investitori strategici, să vină nu știu cine, pentru că așa am fost învățați. Deci noi am fost învățați să mergem la servici. Fraților români, da, să mergem la, după 8 ore, să nu ne uităm la televizor. Deci, fraților români, deci e momentul ca să ne luăm fiecare propria viață, să-și ia familia și să încerce cum știe el după mintea lui să își creeze un plus valoare în casă. Deci, aici e tot secretul.
la noi, nu v-am spus, Partidul Forța Civică, avem nu, și la noi la ședințe la BPJ. Nu vine toată lumea să se plângă că acolo așa, că acolo așa, că acolo devenim, am spus, aici nu suntem corumilogilor. Nimeni nu are voie să se plângă dacă nu în stânga pune problema, în dreapta soluția. Deci noi suntem un partid al soluției. În toamnă se va edita un cod fiscal. Cum v-am spus, avem aici și pe mediu, în stânga ce există și ce se propune. Dacă nu vă deranjează... Probleme cu soluții pe care da. Le oferă prin prisma doctrinei de partid. Uite, vă spun. Deci soluții. Partidul Forța Civică propune și susține un sistem de creditare și garantare echitabil și nediscriminator atât pentru exploatările agricole cât și pentru instituțiile publice. În acest moment beneficiază de garanții guvernamentale numai primăriile. Constituirea unei bănci, sistem de creditare pentru IMM-uri din agricultură, asemănător creditului agricol din Franța. O politică de dezvoltare agricolă pe termen mediu și lung pornind de la situația existentă în România care să nu mai fie influențată de factorul politic. Limitarea suprafețelor de exploatare, returnarea TVA-ului într-o perioadă rezonabilă, reducerea TVA-ului pentru activitatea agricolă astfel încât să fie stimulată cultivarea terenului. Introducerea sistemului de contorizare pentru industria de morării și panificație, recunoașterea sezonalității activității agricole, schimbarea legii cooperației și stimularea asociației și stimularea parteneriatului public-privat, depolitizarea legii camerelor agricole, introducerea întreprinderilor sociale și în mediul rural, politici coerente de dezvoltare rurală și departajarea reală a accesului în finanțările europene, un sistem de acces la finanțările europene departajat pe activitatea, performanța exploatațiilor agricole și limitarea valorii proiectelor la un prag care să permită implementarea și recunoașterea vocației de credit în funcție de axă. De exemplu, Polonia, limitarea a fost făcută la 400.000 de euro. Atragerea tinerilor în mediul rural prin măsuri de stimulare reale, nu numai în activități agricole și IMM-uri în general. Un sistem de creditare finanțare care să permită înființarea de întreprinderi în domeniul productiv, în primul rând. Returnarea rapidă a TVA-ului, stimularea IMM-urilor care au un sistem de ucenicie, pregătire la locul de muncă. Ăsta da. Iar e un aspect care... Sunt probleme pe care dumneavoastră, ca partid de opoziție, le semnalați și spuneți că aveți și soluții la ele. Florine, ești de acord că sunt aceste probleme pe care le-a exprimat domnul Mircea Brudan, există și trebuie rezolvate? Aceste probleme nu există de azi sau de ieri. Sunt niște probleme vechi cu care orice guvern a încercat să vină să le rezolve, să aducă o soluție. Fiecare după viziunea lui. Domnul Boc a avut o altfel de viziune, acum domnul Ponta vede total diferit lucrurile, următorul guvern probabil va vedea altcumva. Până la urmă, toți se luptă, fiecare guvern s-a luptat să rezolve aceste probleme ale României, să creeze locuri de muncă, să scadă șomajul, să asigure un cadru legal pentru sistemul de sănătate care să funcționeze cu adevărat ca în Occident, să asigure o infrastructură occidentală, cum e în Europa, cum ar fi firea să fie și în România, să asigure un sistem al educației care trebuie neapărat să fie la nivel european. Din ceea ce ați spus atât dumneavoastră, domnule Brudan, cât și Florin Oros, observ o tendință, este situația așa, așa o văd eu. Dumneavoastră, având câțiva ani de experiență politică în spate, vedeți problemele și vedeți că de-a lungul timpului nu au fost rezolvate. Florin, cu exuberanța tinereții, are foarte mult optimism și cumva acordă premisa de nevinovăție tuturor guvernelor care au fost până acum, că au încercat, dar n-au reușit. A recunoscut că n-a reușit. Dacă luăm guvernele care au trecut, da. N-au reușit, au încercat diferite soluții. Guvernul Ponta este încă în exercițiu, vedem la finalul mandatului dacă o să reușească. Bun, guvernul Ponta, cum să vă spun, deci eu următorul principiu. Întotdeauna respect cine e la putere, pentru că respect cetățenii care l-au ales.
care implicit, deci respect alegătorul. Eu când spun că respect guvern... 70% dintre alegătorii României au votat un USL-ul până la urmă. Bun, USL-ul. Despre teoria procentuală, iar aici o văd o nuanță, ce puțin diferit. De exemplu, 70% înseamnă 4 milioane și ceva de alegători. Atâta înseamnă, pentru că a fost prezența scăzută. A fost maximul. Cât va mai fi România națiune, deci USL-ul nu va scoate mai mult de 4 milioane de locuitori. El, tânăr, de stânga, a spus adineauri că tot ce a fost guvern până acum, Forța Civică nu a fost la guvernare, până acum nu a reușit să realizeze ceva pentru popor. Acum eu întreb USL-ul, deci în ecuația USL-ului, nu văd nicăieri poporul român. Deci hai să zicem, care, eu vă spun, deci noi, Forța Civică, acum avem un program politic. Un program politic pe mediu, pe ăsta, în toamnă... Scoateți un codul fiscal. Codul fiscal. Da. Deci tot e bun. Să vă dau un exemplu. Cum pregătiți zis? Practic de guvernare, în o eventualitate în care o să ajungeți cu soluții. Cu soluții. Vă spun încă un aspect. Aspectul cu pâinea. Deci noi propunem timbrarea pâinii. Nu propunem scăderea TVA-ului. Pentru că eu ceea ce spun adică, acum... în ce sens timbrarea pâinii? Da. Pâine cu timbru. Să nu se mai comercializeze exact ca la alcool. Și la alcool. Și evaziunea la alcool așa a fost eradicată. Prin timbrare. Deci singura metodă eficientă e timbrarea. Nu scăderea TVA-ului. Pentru că vă spun un aspect. Toată lumea care se uită acum la televizor vreau să încerce o altă abordare. Deci în momentul în care se uită la televizor, că a scăzut TVA-ul, să își păstreze o lună veniturile și cheltuieli. Să-și facă balanța. Deci, eu dacă mă duc și văd că nu mi-ajung bani, nu s-a întâmplat nimic, nu a scăzut prețul la pâine, ridic ochii și mă uit la televizor și cineva îmi spune am scăzut TVA-ul la pâine. Păi mine nu mă interesează ca cetățean să-l crească, dar la mine să-mi scadă prețul. Care-i scopul? Care-i ideea? Care este ideea, Florin, până la urmă? Indirect la pâine o să ajungă bani și în buzunarul nostru, la fiecare. Chiar dacă nu vedem prețul pe raft mai mic, cu acea diferență de TVA, pentru producător va fi mult mai bine. În viitor se dorește scăderea TVA-ului, dacă vom avea rezultate pozitive, și pentru carne. Și pentru celelalte produse alimentare de bază. Da. E destul de greu. Această promisiune s-a făcut încă din campania electorală că la toate produsele de bază o să fie scăzute TVA. S-a început cu un program pilot la pâine. Să vedem cum iese. Pe sistemul acesta s-a mers. Timbrarea. Spuneți că ar fi o soluție pentru Singura soluție viabilă. Și acum totuși îmi amintesc din copilărie. Deci eu din cauza asta vă spun și ce nu pot fi de stânga. Va fi. Deci eu m-am săturat de va fi. Fiecare partid când este în opoziție, în momentul în care încearcă să câștige alegători, spune pe vremea noastră va fi. Sau când vom ajunge noi la guvernare va fi. Din păcate sau din fericire suntem... cu un guvern Ponta de un an și ceva. Nu putem încă să-i facem un bilanț. Să vedem până la finalul mandatului ce va fi. Ca să revenim la promisiuni. Apropo de va fi și de doamna Udrea, să nu uităm ce a spus dânsa. Dacă TVA-ul va fi mărit, noi plecăm acasă. Au plecat după o perioadă. Da, au mai stat. Au mai stat o perioadă. Până la urmă, dacă un partid nu își îndeplinește promisiunile electorale, este taxat de către alegători. Corect. Iar ei au fost taxați. Corect. Forța Civică s-a construit în jurul personalității lui Mihai Răzvan Ungureanu, cel care a fost premier. A spus că Forța Civică nu a mai fost la guvernare. A fost dânsul timp de 4 luni de zile aproximativ. 72 de zile. 70 și aproape. Da.
aproape 4 luni de zile, timp insuficient pentru a pune în ordine lucrurile care nu i-au plăcut. Da, însă a fost suficient, îmi cer scuze că vă întrerup, a fost suficient pentru creme, pentru unsori, pentru Dacă am ajuns aici, vă spun încă un aspect. Eu am fost la instalarea prefectului, toată sima pentru domnul prefect, dar nu cred că domnul prefect a hotărât acolo să ne dea cornulețe cu nucă și să ne dea... Asta este una dintre tehnicile de manipulare a populației. Nicăieri un lider, acolo este protocol și este și îmi pare rău că se ajunge la asemenea mod... Deci, dar prinde, deci... vedeți că prinde. Percepția lui Florin este percepția multor români. Și s-a lipit eticheta sau, de exemplu, acum, oriunde, orice protocol se face, merge, cum să vă spun... Nu, dacă mergem la Consiliul Județean și întrebăm de ce s-a cumpărat hârtie igienică de, nu știu, o sumă, cred că domnul Tiberiu Marc nu o să știe de ce. Deci ăsta e unul dintre argumentele care, hai să le catalogăm în mod elegant puierile. Da. Dar prinde la o anumită parte a populației. Asta e problema României. Deci din cauza asta... Este și problema cu Elena Udrea, că a făcut foarte multe terenuri de fotbal în pantă. E un primar și a făcut terenul în pantă, asta este. Nu a mers la fiecare obiectiv să vadă unde își construiește terenul de fotbal. Dar pentru asta se taxează la alegeri, fiecare. Pentru că una dintre aici... Asta trebuie să învețe poporul român, că odată la 4 ani el judecă. Să luăm un exemplu. Zilele Zalăului. Multă lume zice că la Zilele Zalăului o bloca prea mult circulația, s-o dat muzica prea tare, nu știu ce. Haideți să ne uităm, să vedem în secțiile de votare, la Casa de Cultură, la Compania de Apă și acolo, să vedem care sunt voturile. Și în acel moment, deci au fost zile Zalăului și în 2008, a fost ales primarul, toată stima. Acum iar a fost reales. Deci e clar. Plus că vocile celor care spuneau că e prea mare gălăgia, că se încurcă circulația, au fost cumva invalidate de mulțimea de oameni care au participat la spectacole. A fost și cineva la care l-au ales. Oktoberfest. Să vedeți ce e și acolo. Deci nu are rost. Deci în momentul în care v-am spus, trebuie să respectăm electoratul. Și, din punctul meu de vedere, e un exemplu. Deci dacă oamenii din zona aia l-au ales, lasă-mă, este unul, doi, care-i problema? Întotdeauna vor fi nemulțumiți. Electoratul trebuie să învețe altceva, după părerea mea. În România, din păcate, se votează în continuare omul. Nu se votează... Din păcate, da. Nu se votează doctrina. Nu se votează gândirea acelui om. Se votează imaginea creată a omului politic. Și, din păcate, de multe ori, un om politic are o imagine impecabilă, este votat, iar după un an, doi, se retrage din partidul. Nu mai are, dintr-o dată, peste noapte, acea gândire, acea doctrină în spate și ia alte hotărâri. Aici iar eu văd nuanțat problema. Din punctul meu de vedere, doctrinele politice au fost folosite de grupuri de interese și partide pentru crearea de sloganuri în folosul acelor grupuri. Practic, spuneți că doctrina este confiscată de anumiți indivizi. Clar! Și din cauza asta, nici populația nu mai este atentă la doctrină. Corect. Și de aici intervine a fi consecvent în politică. În ce? Ești consecvent în promisiuni? Ești consecvent în... Nu știu, din punctul meu de vedere, până acum la clasa politică, o cam lipsit din ecuație poporul român. Și poporul român, dacă nu înțelege că are puterea asta, votul, atunci nu știu... Ați spus la un moment dat că poporul român trebuie să-și aducă aminte că odată la 4 ani are puterea în mână. Da, sigur că da. Dar nu are numai o dată la 4 ani. Trebuie în cei 4 ani de la un ciclu electoral la celălalt să vadă care dintre politicieni l-au respectat ca cetățean și în funcție de asta să pună ștampila pe buletinul de vot. Iar poporul român nu are doar acea putere a votului. Vă dau un exemplu. Spuneți-mi
câți cetățeni au participat la o ședință de Consiliu Local. Este dreptul fiecărui cetățean să participe la acea ședință. Cât știu dintre cetățeni că au dreptul să participe la ședința de Consiliu Local. Asta e altă problemă. La ședința, acum să fim sinceri, la ședința de Consiliu Local să ce luăm, de exemplu, Zalău, ce să facă? Păi poți să mergi să-l tragi de mâne, că ai cel voie pe care l-ai votat. Decât dacă ai un proiect. După ședință poți vorbi. Nu merg nici la întâlnirile cu consilierii sau cu primarul, indiferent de ce localitate este vorba. Foarte greu îi scoți pe sălăjeni din casă să se întâlnească cu oamenii politici. Iar asta este vina voastră, până la urmă. Pentru că sunteți politicieni amândoi. Eu vreau să spun, nu trebuie să meargă cetățeanul, pentru că aici, hai să ne referim la Zalău. PDL-ul, prin margini, au susținut niște idei foarte viabile. S-au bătut de majoritatea Consiliului Local și au rămas așa. Dacă să ne gândim, s-a vrut această semaforizare, din punctul meu de vedere, nu știu cum să spun, e un eșec. Ca să nu vorbim, e un eșec total și nu s-a făcut un studiu în prealabil și nu cred că era o prioritate. Era o prioritate semaforizarea Zalăului? Nu era o prioritate, dar și aici este o problemă de direcție la nivel național, pentru că se dau bani pe anumite segmente, iar primăriile, consiliile locale își fac proiecte acolo unde primesc bani. Asta este problema. Până la urmă, dacă o să ajungeți vreodată la guvernare, să aveți, sfatul meu este acesta, îmi cer scuze că dau sfaturi, dar să aveți un plan pe termen lung ca să vedeți cum dezvoltați fiecare zonă. Pot să vă citesc și programul pe termen lung, că l-aveți. Pe termen lung, reașezarea și relansarea proiectului autohton și consolidarea identității naționale în nou context european și mondial al secolului 21. Forța civică consideră că România trebuie să respingă orice alternativă ce îi neagă sau marginalizează identitatea și vocația occidentală. Forța civică susține hotărât că România face parte a Europei Unite și a comunității nord-atlantice. Acum, dacă am citit-o pe asta cu termen lung, vi le citesc și pe termen scurt și mediu. Deci, pe termen scurt, criza politico-economică acută generată de actuala putere și de acțiunile contrare interesului național. Pe termen mediu trebuie să se rezolve criza cronică de sistem prin care trece România. Trebuie să recunoaștem că avem o criză cronică de sistem. Politic, economic, social, cultural, demografic și intelectual România se află într-o situație critică. Forța civică consideră că România trebuie să treacă printr-o reformă structurală profundă care să o rupă de cercul vicios al ultimilor 20 de ani. Forța civică își propune să pregătească bazele politice și organizaționale a acestui demers, să colaboreze în acest sens cu societatea civilă, mediul de afaceri, sindicatele, mediul academic, formatorii de opinie, precum și cu toate forțele politice din spectrul politic care înțelege gravitatea situației și își asumă acest obiectiv. Teoria e frumoasă, practica e mai greu. Avem o criză de sistem? Da. Criza de sistem nu a fost rezultatul guvernării USL. USL-ul până la urmă a venit la guvernare și a făcut datoria. Ce a promis, aia a făcut. A mărit, a dat bani înapoi la salari pentru bugetari, a încercat să vândă CFR Marfă, să privatizeze CFR Marfă, Olchimu. În prima fază amândouă s-au soldat cu eșec, dar președintele Forței Civice, până la urmă, a fost la guvernare și dânsul. Și a fost patru luni. A fost trei luni. Cât a fost? A promis că va mări din nou salariile. N-a mai apucat. Și unul dintre aspectele pentru care am intrat în Forța Civică a fost, dacă vă amintiți, atunci când domnul Mihai Răzvan Ungureanu, cu celebrele 5 milioane, nu a vrut să le dea, le-a găsit altă destinație, atunci asta m-a determinat să fiu alături de dânsul. Pentru că a încercat să stăvilească acest sistem. Folosirea fondului de rulment aflat la dispoziția primului ministru pentru plata unor primari ca să rămână în partid. Ori ca să ajungem să vorbim despre PSD, care a fost atâția ani la guvernare,
Deci, poate, cum să vă spun, nu poate domnul Mihai Răzvan Ungureanu în 72 de zile să creeze un sistem. Ei creați sistemul clar de ei. Sau acum, nu, dacă vorbim de USL. Este vorba de o criză de sistem, nu numai la noi, pe plan internațional până la urmă, pentru că nu mai merge într-o parte și trebuie să regândim total atât macroeconomia, cât și fiecare detaliu care înseamnă stat. Dar ceea ce spunea Florin, că nu e vina USL-ului pentru ce se întâmplă, putem să spunem și asta, că nu este vina USL-ului pentru că sunt de abia de un an și să ceva. Să nu este doar vina USL-ului. Dar nici lui Mihai Răzvan Ungureanu nu puteam să-i cerem ca în 72 de zile, aproape 4 luni, să rezolve criza de sistem. Corect. Sau acum să nu uităm cine a fost înainte de guvernare de domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Tovarășul Emil Boc. Tovarășul, dacă ar fi de stânga. Nu, tovarășul, pentru că tovarășul, să vă spun un secret. Tovarășul Emil Boc a fost președintele studenților comuniști. Când a fost student la filozofie, după aia până a făcut la urmă și dreptul. Până la urmă și eu am fost pionier. Deci da, puteți să-mi spuneți tovarășa. Și eu am fost membru de partid, dar tovarăș nu e un termen confiscat de comunism. Corect. Tovarăș de călătorie, deci nu e un termen confiscat de comunism. Numai eu totuși rămân, sunt niște întrebări clare care, cum să vă spun, nu înțeleg totuși, din punctul meu de vedere, ce înseamnă USL. USL, din punctul meu de vedere, e un oximoron. Oximoron e o figură de stil franțuzească prin care satirizez la maximum două situații opuse. Opuse. Da. Bun, o să vă dau o replică. USL-ul, până la urmă, reunește cele două partide care contează cu adevărat în România în ziua noastră. Un partid mare de stânga și un partid mare de dreapta. PDL-ul, din păcate, pentru dânsii, nu mai există. Sau există așa foarte puțin. PPDD-ul s-a creat un partid în jurul unui om. Nu are nicio doctrină, nu are nicio strategie, doar promisiuni. Dăm 25.000 de euro la toți românii. Votați-ne. UDMR-ul este o formațiune politică. Nu-i politică, îmi scap acum. Culturală. Culturală. Pe niște principii etnice create. Nu este, n-au niciun membru român. Doar de maghiară. Fac o politică doar pentru acea minoritate. PRM-ul tot așa. A dispărut un partid creat în jurul unui om. Nu mai au nicio viziune. Singura doctrină care au implementat-o la un moment dat a fost naționalismul. Ce partid mai avem? Care mai contează zilele noastre? Un EPR-ul este un partid de stânga. PC-ul nu mai contează pentru că... UNPR-ul este un partid de stânga care s-a creat tot în jurul unui om. Băi, la un moment dat... Și înainte de alegerile parlamentare a făcut o alianță cu PSD-ul. PC-ul este un partid politic care s-a creat tot în jurul unui om, însă cu o doctrină la bază. Și PC-ul nu există de acum 10 ani. PC-ul este al doilea partid cel mai vechi din România, după PNL. Un partid de tradiție. Dacă s-ar continua Partidul Conservator din perioada interbelică, dacă bine mi-aduc eu aminte. Da. Nu știu cât mai păstrează din valorile Partidului Conservator din acea perioadă, care a dat personalități mari în România. Domnule Abrudan, Forța Civică încearcă, din ceea ce spuneți dumneavoastră, să facă un alt fel de politică și aduce în fața alegătorului, viitorului alegător, care o să fie chemat iar anul viitor pentru două scrutine electorale, europarlamentare și prezidențiale, încearcă să vină cu Mihai Răzvan Ungureanu, care este total opus lui Traian Băsescu, cel care l-a promovat pe Mihai Răzvan Ungureanu. O să reușească să se transforme într-un Traian Băsescu ca forță de tragere a unui partid? Bineînțeles că da, pentru că asta înseamnă o evoluție a clasei politice. Un reprezentant. Vă dați seama că noi în primul rând,
cum am spus, promovăm liberalismul, ceea ce înseamnă promovăm individul. Deci poporul ăsta... are nevoie de valori, asta este clar. Valorile, v-am spus inclusiv aici, ați văzut că școli de uceniști trebuie să facem, nu toată lumea trebuie să meargă la, să meargă la bacalaureat și ulnii săraci de la bacalaureat un pic în altă parte. Deci, trebuie să fim realiști, în primul rând să nu uităm, noi la Partidul Forța Civică avem trei criterii de bază. Criteriile MRU este moralitate, respect și unitate. Și noi MRU, Mihai Răzvan Ungureanu, da, reușiți să vă branduiți liderul cu partidul, da? Pentru că e cazul să promovăm valorile morale. E cazul să promovăm respectul. E cazul să promovăm unitatea acestui popor român, pentru că acum, nu știu, suntem popor sau suntem niște cetățeni ai României? E o diferență de nuanță aici. Florin, tu ești un politician tânăr. Ești un tânăr, în primul rând, dincolo de politică. Mihai Răzvan Ungureanu este un alt fel de politician. Lăsând la o parte campaniile mediatice duse împotriva lui în perioada când era premier, cum ți se pare ție, ca percepție, a omului și politicianului Mihai Răzvan Ungureanu? Mihai Răzvan Ungureanu, din punctul meu de vedere, nu este un om politic, este un foarte bun diplomat. Însă, în spectrul politic a eșuat. Acum câteva luni a fost ales pe listele de rezervă parlamentară. A pierdut alegerile parlamentare. Ori așa îți evaluezi până la urmă activitatea într-un anumit domeniu. Dacă lumea te dorește sau dacă lumea te trimite acasă. Răzvan Mihai Ungureanu în Timiș sau în Arad, unde a candidat, a fost trimis acasă. Nu a fost trimis acasă de vreme ce sistemul l-a introdus în Parlament. Este parlamentar. Și-a câștigat un mandat, chiar dacă de pe poziția a doua, și trebuie respectat ca parlamentar. Respect al parlamentar. Și a fost până la urmă ales de o seamă de oameni, de un număr de oameni. Da, pot să spun și eu, Antonescu cum a fost ales în 2008? Tot unor lacune legislative din punct de vedere electoral. Deci aș... Și atunci foarte mulți lideri liberali. Este doi soarta, de pe locul 2-3. Este soarta partidelor mici. Aici intervenim, asta e legea, asta o respectăm. Pentru că acum vă spun sincer, să revenim la faza cu primarii. Bun, adică... dacă era, să luăm și altcumva, pe cealaltă parte, dacă era legea să plece în Parlament, cel de pe primul loc, ce era acum pe Antonescu în Parlamentul nu era în 2008 României? În Parlament. În 2008 nu. Însă în zilele noastre, Parlamentul României însemna USL și 2% de UDMR. Dacă legea era uninominală pură, așa cum a avut Traian Băsescu în 2007, când a chemat la referendum. Știți ce se întâmplă? Noi vorbim de similitudinea unor cazuri. Hai să nu ne împodmolim în asta, pentru că eu acum vă dau ceva de actualitate. În momentul de față este legea anii și o cifră de primar, să nu spunem cifra. Da. Cunoscând legea, deci există o lege, legea nu se interpretează, se aplică. Contravin legii. Da. Și acum un sistem politic încearcă pe ăia care o infractor sau nu știu cum să-i numesc, contravenție. Încă nu sunt infractori, că n-au fost condamnați. Contravenționali. Deci, pe ăia care au încercat să eludeze legea, le creăm lege după ei, pe ce facem? Da, e corect punctul ăsta de vedere. Este vorba de legea anii care, sub incidența cărei au fost descoperiți aproape 1000 de aleși locali, consilieri locali, județeni sau primari, și care este cumva în atenția USL-ului pentru a fi modificată. Da, anii, până la urmă, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, nu își are rost în România. Este cel mai mare consumator de bani public. Ani nu merge să facă anchetă, cum fac polițiștii. Ani citește din ziar, de la dumneavoastră, din presă, ia informațiile. Primarul X are o soție mai bogată. Merge Ani și vede. De unde are nevastă atât de bogată? Care e problema? Aici trebuie să te contrazic. Ani lucrează cu declarațiile de avere semnate de fiecare în cauză. Acolo unde fiecare la rubricile respective și-a trecut.
am atâtea terenuri, am atâtea imobile, da, am atâtea mașini, conturi în bancă, am datorii contractate la bănci și cazurile respective care au fost sesizate de ani în justiție până la urmă sunt cazuri de oameni care nu aveau cum să își plătească datoriile făcute cu un an înainte la bănci, într-un an de zile, cu veniturile salariale. Da, sau... cazurile astea au fost prezentate de către presă. Ulterior, anii am mers în fața locului să vadă ce se întâmplă. Presa nu se poate autosesiza la nesfârșit să margă ziaristul să-i să păi, pună... de aia zic că anii în zilele noastre nu are niciun... Ba, are rol, pentru că anii prezintă și eu pot în fața să stau instanței. Acasă să citesc ziarul. Nu mi-e greu. Și pentru foarte mulți bani. Anii trebuie pusă la muncă. Nu să stau să... Sunteți de acord cu ce o zis Mazăre, nu? Dar e prea dur. Sunt prea dure afirmațiile lui Mazăre vis-a-vis de și anii. Se uită ce ne au la noi. Vă rog frumos. Da, nu, tocmai de aia nu reiterăm noi. Pentru că ne apropiem foarte repede de sfârșitul primei părți, v-aș ruga, domnule Abrudan, să ne spuneți cum stați în teritoriu în această perioadă. În acest moment avem peste 200 de membri, că noi avem structuri în teritoriu, avem și în multe comune și periodic trebuie să fac adeziuni. Deci avem cam peste 200 de membri, la nivel național tot peste 15.000. Suntem un partid tânăr, Bob cu Bob, activitatea domnului Mihai Răzvan Ungureanu, o vedeți, deci participă la reuniunile, gen zilele Zalăului. Da, în diferite localități din țară. Diferite localități și locații. Și în urmă, cu o lună de zile, a venit chiar și la Zalău. Și la Zalău. Da. Noi suntem de principiu promovării face-to-face a politicii partidului și a discuțiilor cu oamenii. Și... este mulțumit Mihai Răzvan Ungureanu de ce se întâmplă în Sălaj cu organizația? Din semnale care le-am eu, da. Înseamnă că o să aveți viață lungă ca președinte de partid. Nu, asta vreau să o lămuresc. Eu sunt președinte interimar și cine crede, cine simte de politica noastră, de centru dreapta, îl rog să vină la sediu, să discutăm, pentru că vor fi alegeri. Nici acum v-am spus... nu țin neapărat să fiu fiecare președinte este, la Forța este liber, Civică. Fiecare sau... este liber să-și aleagă un partid dacă vrea sau să vote, să singura interacțiune cu politica să fie cabina de vot până la urmă. Sau să nu se prezinte deloc, este și asta o formă de amendare a clasei politice. Știți ce se întâmplă la ruși? La ruși există pe buletinul de vot da, nu... și nu vreau să vă votez. Deci există a treia oportunitate împotriva clasei politice, care se cuantifică. Aici există următorul aspect. Ar trebui ca în sistemul electoral, pe buletinul de vot, să fie și că atunci ar veni și aia de acasă și atunci am putea să zicem, măi, uite, ei au fost X, atâta la sută, bă, dar fii atent, atâta, nu la sută. Și eu, asta va fi și în legea electorală. Se poate protesta prin votul alb. Poți să mergi la nu, vot nu, și nu, să nu, dai nu, votul la urmă. Nu, nu, nu. Că nu, se nu, poate nu, ștafila deja, la numărătoare. Deja credeți-mă, am fost pe secția de votare, sunt reprezentați din partea fiecărui partid parlamentar. Plus, jandarmul e lângă tine. Eu nu cred că îți risci libertatea pentru un punct. Și le pune la anulate, nu? Nu la anulate, la buletine albe. La buletine albe, dar nu poți că buletinele... Din păcate, timpul dedicat acestei ore s-a scurs. Vă mulțumesc că ați venit în emisiunea noastră și vă mai așteptăm și altă dată. Aș mai avea ceva de adăugat. Deci, împotriva sistemului, aș vrea să închei cu definiția despre nebunie a lui Albert Einstein. Trebuie să fii nebun, să aștepți să obții rezultate diferite făcând mereu același lucru. Și doresc la mulți ani tuturor mărilor și să ne bucurăm de sărbătoarea tradițională a creștinității. Și eu vreau să le transmit sărbători fericite sălăjenilor. Revenim în partea a doua cu Elena Udrea.